Acestea sunt pentru copiii din Ucraina. Am avut ghiozdănele așa pentru fetițe, modelul acesta pentru băieței și câteva ghiozdănele pentru cei care merg la grădiniță. Cei 30 de copii ucraineni care au fost la școala de vară organizată de filiala ieșeană a Crucii Roșii sunt gata de școală. În urma unor donații, voluntarii au reușit să le aducă zâmbete pe buze. Copiii sunt gata să meargă la școală în Iași. Pentru copiii din Ucraina am distribuit până în momentul de față un număr de 30 de ghiozdane. Ne-am axat pe cei care vin s-au adresat summer school-ului nostru. Mai avem încă un număr considerabil de ghiozdane pe care îl vom distribui zilele acestea. Sunt vesele, am avut activități frumoase și de ziua independenței și sunt extrem de vesel și de volubil. În zilele următoare, voluntarii vor mai împărți ghiozdane și altor copii ucraineni. Mai ieftin de 50 de lei nu am găsit. Și când spun 50 de lei, este puțin, pentru că, de fapt, sub 65 de lei nu am găsit, iar cel de 65 de lei nu se pretează decât pentru fiica mea, care este clasa pregătitoare. Ele fiind mai mici, ulterior, când ai nevoie de mai multe manuale de caiete A4, deja prețurile sunt mai mari. În această vară, Crucea Roșie Iași a deschis o școală de vară pentru 30 de copii refugiați. De două ori pe săptămână se desfășoară ore atât în limba engleză cât și în limba română.